A spart geamul unui automobil și a sustras din salonul acestuia mai multe bunuri. Un bărbat de 54 de ani, originar din Ștefan Vodă, suspectat de comiterea unui furt, a fost reținut. Cazul a avut loc în data de 1 decembrie pe strada Mitropolitul Varlam din sectorul centru al Capitalei. Oamenii lege au fost alertați de către proprietarul vehiculului. Acesta a comunicat că și-a lăsat automobilul parcat, iar când a revenit a văzut geamul portierei spart iar din interior au dispărut un telefon mobil, un încărcător, dar și alte bunuri personale. Prin fapta sa, suspectul a cauzat victimei un prejudiciu de peste 6.000 de lei. În urma căutărilor, polițiștii au identificat și localizat suspectul. Acesta a fost escortat la sectorul de poliție pentru documentarea cazului. La audieri, bărbatul și-ar fi recunoscut complet vina. Am și fost adus la inspectoratul de centru. Am intrat într-o mașină și Anterior a fost judecat? Da. Ulterior suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost pornită o cauză penală pentru furt, infracțiune care se pedepsește cu amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau pușcărie de până la 4 ani.